Trei pași
pași la care suntem chemați și noi. Și atunci acești doi se duc la Iisus și îl întreabă un lucru. Unde locuiești? Unde ți este casa? Vrem să stăm cu tine. Credința nu se transmite doar prin cuvânt. Este foarte important ca noi să facem pași, să-L urmăm pe Iisus, să-L întâlnim personal. Unul dintre aceștia este Andrei și după ce își dă seama că Iisus e Mesia, s-au dus, s-au văzut și au locuit cu El, nu se termină totul aici. Aflându-L pe Iisus, nu-L ținem în mod gelos doar pentru noi. Imediat aleargă la fratele său, pentru că ai primit dar, darul Mântuitorului. Te duci și îl dai. Cui? Mai întâi fratele. Și aceasta este prima zi. Îl va duce pe Petru și știm istoria. A doua zi, și este Evanghelia pe care am ascultat-o, Iisus este Cel care ia inițiativa. Merge, nu stă pe loc. Ne caută. Merge în Galileea, în zona păgână. Caută, vrea să intre în zonele noastre păgâne. Și le întâlnește pe Filip. Nume de origine greacă. Păgână. Și îi spune un cuvânt. Urmează-mă, vino după mine. Când îi întreabă ce căutați, Iisus ne întreabă pe fiecare, pentru că aflăm în viață exact ceea ce căutăm. Suntem cuvintele pe care le ascultăm. Ori îl urmăm pe Iisus, păstorul vieții, sau urmăm păstorul morții. Ce căutați? Ei îl caută pe Iisus, noi pe cine căutăm? Și acest urmează-mă adresat lui Filip nu este atât o poruncă, un imperativ, cât o invitație, un îndemn. Și vedem această atitudine a lui Filip, imediat îl urmează. Avem nevoie de modele. Cine-i modelul nostru? Cine sunt modelele noastre? Întotdeauna omul urmează modele. Ori îl urmează pe Iisus, ori va urma alte modele. Și vedeți că odată ce Filip îl întâlnește, nu se încheie totul. Imediat se duce la Natanael. Natanael era unul sub smochin, care și el căuta, omul caută, pentru că e făcut pentru infinit și nu-i mulțumit cu ceea ce are, nu-i mulțumit cu ceea ce știe, caută mereu. Și zice, vină că l-am aflat pe Mesia, din fiul lui Iosif, un om, din Nazaret. Nazaret era satul care niciodată nu era amintit în Biblie. Prin urmare, un sat modest, un sat din zona Galilei, locuit de păgân. Nu ăsta era Mesia pe care l-așteptau, Salvator, Mântuitor. Și atunci Natanael, care era expert în Biblie, îi face o obiecție teologică sinceră, clară, fondată. Poate veni ceva bun din Nazaret? Și vedeți că Filip nu s-apucă să-i demonstreze, să-i argumenteze, cum de multe ori vrem să facem noi ca să ne impunem. Vrem să argumentăm, să aducem argumente pentru a ne impune. Filip îi spune aceleași cuvinte lui, vino și vezi, unde locuiești, învățătorule? Veniți și vedeți. Convinge-te singur, verifică singur. Nu-i suficient să știi. Pentru a avea credință. Pentru a avea credință trebuie să ajungi la Iisus. Și este drumul fiecăruia dintre noi. După ce ai avut întâlnirea personală cu Iisus, descoperi un lucru și crezi. De unde mă cunoști? Înainte de a te chema Filip. Prin urmare, Cel care ne cheamă în profunditate, în profunzime, este Iisus. Te-am văzut sub smochin. Și Natanael ne arată. Este expert în lege și în profeții. Spune Iisus, iată un Israel
fără vicleșug, fără falsitate. Ce înseamnă? Că renunță la prejudecățile sale. Natanael îl va descoperi pe Mesia pentru că nu ține, nu rămâne blocat, nu rămâne închis în adevărul pe care îl știe el. Adevărul e mai mare decât ideile și adevărurile din mintea noastră. Adevărul e mai mare decât prejudecățile noastre. Adevărul înseamnă întâlnirea cu o persoană. Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Mesia. Să ne ajute Domnul atunci să parcurgem acești trei pași. Poate că am avut pe cineva care mi l-a vestit pe Iisus. Am ascultat? Am auzit? Am urmat chemarea? Ne-am dus până la Iisus? El ce căutați? Să locuim cu tine. Cu cine vrem să locuim? Foarte important să dăm un răspuns. Pentru că, repet, suntem ceea ce căutăm. Dacă căutăm pe Iisus, îl aflăm. Și încheierea? Tuturor acestora pe care i-a chemat Petru, Andrei, Filip, Natanael, veți vedea, le zice Iisus în concluzie, cerurile deschise, cerurile este realitatea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu ni-l arată Iisus. Pe Dumnezeu ni-l arată Iisus prezent în cei din urmă astăzi. Tot ceea ce ați făcut, admiți-vă pildă judecății finale. Una dintre aceștia mai mici, dezbrăcați, flămânți, bolnavi, întemnițați, mie mi-ați făcut. Veniți binecuvântați Tatălui meu. Prin urmare, îl urmăm pe Iisus ca să auzim împlinirea acestei făgăduințe pentru noi. Veniți binecuvântați Tatălui meu și moșteniți împărăția pregătită vouă din veci. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit.